Bună dimineața, prieteni! Bine v-am regăsit! Bună dimineața! Vorba vine că e 12 ceasul, dar așa se întâmplă atunci când, știi, pentru cei care se uită aproape nevrotic la seriale, pe Netflix, de exemplu, și păi, pe când vrei să te culci, mai este o frază care te duce către episodul ăla și tot așa și te enervezi și te prinde dimineața la 7, extraordinar cum am pierdut toată noaptea, zici tu. Da? Există și cărți care pur și simplu te inundă. Bă, nu te lasă în pace. Îți ca o amantă de aia care urlă, băi, îți vin cu hainele și le pun în ușă și vorbesc cu nevasta și vezi ce îți fac și dacă nu mă iubești, dacă nu te tăvălești în fața ușii mele, etc., dacă nu dorm pe covor. Există astfel de cărți. Bă, și-am primit un cadou de Crăciun care m-a lăsat paf. Metropolis, a lui Ben Wilson. Musai să aveți cartea asta. Este amanta nopților voastre. Este o carte care pur și simplu nu te lasă să dormi. Dar cum să zic, nici n-ai părăsi-o. Nu e o carte de aia care te enervează că nu știu care îl sugrumă pe nu știu care, nu. Este o istorie a lumii distilată, privită, nu știu cum să zic, dar baricată ca vinul ăla bun prin istoria orașelor. La prima vedere zici, istoria orașelor, istoria lumii. Dom'le, noi despre istoria lumii știm așa, nasul lui Cleopatra, păpucul lui Tutankhamon, nevestele lui Ștefan cel Mare, capul lui Mihai Viteazu și încă vreo 2-3, Napoleon cu micoșenia lui. Da, e bine, nu. Afli din cartea asta, bă, lucruri care te bucură. Deci o citești încântat. Îți vine să zâmbești de bucuria că ai cartea asta lui Ben Wilson. Ben Wilson e un tip, este istoric, doctorat în istorie, merge la emisiuni de televiziune, la radio, e un tip tânăr, vede altfel istoria decât suma eșafoadelor și suma capetelor tăiate sau mai știu eu ce răscoale și războaie și tot felul de porcării. Adică afli de aici un fel de istorie a, nu a locuirii, a aducerii înainte a societății prin orașe, prin urbanizare. Și afli lucruri senzaționale și mai ales pentru noi, trăitori în partea asta de Europa, cei care suntem cumva tentați să mai dăm crezare celor care spun, domnule, păi noi am dat limba latină, noi am fost nu știu de care, sau mai era un tântăloc, o pancartă, Zamolții sunt înțeleptul lumii, Europei, etc. Bun, noi ar trebui să vedem că trăim într-un sac global și ar trebui să ne bucurăm când aflăm lucruri pe care manualele, din păcate, n-au avut priceperea să ni le spună, dar ele ne bucură în sine, nu știu, definită drept cunoașterea. Cunoaștere, bucuria asta. Adică, uite, de exemplu, în Atena. Atena, democrația ateniană, era destul de ciudată pentru unii. Știi, pe de-o parte aveau panateneele. Asta era o sărbătoare, Dionisia, mă rog, și umblau cu falusuri mari, cu penisuri, practic, da? Mari de lemn în care de alea trase de boi, da? Aducând ofrande zeului Dionisos. Și vei spune, băi, dar auzi, la aia umblă cu țogla după ei și cu scula în căruță. Nici gând. Era o alt fel de percepere a realității, o să râzi, culturale. Aceeași Atenă care punea penisuri, falusuri din care de alea de lemn, a fost în stare să-i plătească lui Pindar o sumă imensă, poetului Pindar, pentru un singur vers în care lăuda Atena. Pentru un singur vers. Da, o sumă imensă. Sigur că ea din Sparta s-au enervat pe Pindar, i-au tras o amendă. Ce au făcut atenienii? Au plătit ei amenda pentru că erau foarte mândri. Era stima aia de sine a cetății. Da, mă duc mai departe. Evul Mediu, Renaștere, deja lumea se începea să se încropească și exemplul cel mai fain și cel mai fain este al Amsterdamului. Amsterdamul era un sătuc, 4.000 de locuitori prin 1400 și ceva, vai de capul lui, pescărez, mlaștină, mă rog. În doar 100 de ani ajunge la 88.000 de locuitori, o metropolă pentru vremea. Cum? S-au potrivit astrele, hai să zicem, geopolitice, religioase, prostești, etc. Spania, 1492, spaniolii zic, da, gata, să vină doamna Inchiziție, să vină catolicismul cu bolile copilăriei, foarte purulente, Inchiziție, nebunii, execuții, fug toți evreii, da, că acolo era baiul, acolo îi mânca în freză pe ăștia de la Inchiziție, evreii fug în Lisabona. Lisabona,
primește cu brațele deschise, pentru că evreul a venit cu ceea ce se numește cunoaștere. Neavând voie să dețină proprietăți, neavând voie să dețină pământ, neavând o grămadă de opreliști pe acest popor, da, dar acest popor, toată suferința asta și-a distilat-o în cunoaștere. Adică au pus mâna pe carte și erau cei mai înțelepți. Le place unora, nu le place, ăsta era adevărul. Da? Și dacă citești Talmudul, o să vezi că învățătura, educația, toate astea au un rol esențial, dacă nu primordial, în tot ce înseamnă viața unui evreu, ca să nu zic poporul evreu. Lisabona zice, domnule, 1492, băi, vă primim cu brațele deschise, dar după vreo 5 ani zic, băi, trebuie să vă convertiți la catolicism, că deja e presiune dinspre Spania. Uf. Unii s-au convertit, alții nu, majoritatea, și după încă vreo 3 ani are loc acel masacru îngrozitor din Lisabona și evreimea fuge. Unde? Într-un loc aparent plin de nimicnicie, care nu spunea nimic, Amsterdam. Amsterdamul înflorește. De ce? Pentru că Amsterdamul era tărâm al toleranței încă de atunci. Și adică Amsterdam a venit și a zis, ok, ce știi să faci foarte bine? Știu să fac asta, eu știu să fac asta, eu știu să fac... Fă! Da? Și au început, în paralel cu averile aduse în Amsterdam, de peste tot, oameni de pe tot globul veneau, tot globul cunoscut de atunci, da? Veneau în Amsterdam ca să scape de războaie, de opreliști, de suferințe, în acel tărâm al care și astăzi Amsterdamul, da? Paralel cu averile aduse în Amsterdam, au început să apară inovațiile în administrație. În 1612 deja exista un decret al orașului Amsterdam prin care se spunea nu ai voie să aduci stricăciune vreunui copac. De ce? Pentru că aerul în oraș trebuie să fie parfumat, să rămână parfumat. Da? După aia, în 1618 apare primul ziar în format mare, modern. Așa cum e cunoscut astăzi în toată lumea, când iei un foștolog de la, mă luai, că acum e online, da, un foștolog de la mare de ziar și citeai, 1618. În același timp, da, fondează prima corporație din lume. Și cum o fondează? Că asta este extrem de important, mai ales pentru noi, cei trăiți în comunism, care când auzim de asociere, fugim, ne punem piper pe nas, tămâie în cap, chemăm soborul de preot să ne descânte. Da? S-au asociat mai mulți importatori de condimente, care erau la mare vază atunci, da? Și-au fondat o companie, da? Compania Olandeză a Indiilor de Est, 1619. Da? De ce? Pentru că au simțit nevoia, băi, trebuie să facem față unei concurențe. Exact cum ar fi astăzi la țăranul român, care se uită la supermarket și zice, băi, dar păi numai roșii din Olanda știți să aduceți, numai cartofi din Egipt, apoi usturoiul meu nu-i bun, numai ăla din China. Da? Și cartofii, numai aia din Chile? Păi eu n-am cartofi. Doar că vine supermarketul și zice, bă, băiete, eu vreau roșii de la tine, măi, țăranule român sau bulgar sau ungur sau de care fi. Da? Dar poți să-mi dai 3 tone pe săptămână? A, nu, domnule, eu am 12 răsaduri și 2 sere. Eu pot să-ți dau așa, cam undeva la 50 de chile, dar tu să mi le iei. Nu. Așa au pățit olandezii, numai că 1618 deja ei știau. Și s-au asociat. Cum s-ar asocia astăzi? Badea Gheorghe cu Badea Vasile, cu Badea Ion, cu Badea nu știu care și de 300 de la unul, 300 de chile de la altul, 500 de chile de la altul, 200 de la altul, da? Și se duc la supermarket și zic, uite, asta e asociația Vasile Ion Gheorghe, da? Noi vă putem da cele 3 tone de roșii pe săptămână. Și atunci supermarketul le va lua. Că și supermarketului îi convine să nu plătească atâta distanță din Chile pentru ții cartofi sau pentru ții 10 de tone sau din Spania sau din Olanda roșii etc. sau usturoi din China. Bun, asta este o lecție senzațională. Bine, cartea este ceva, bă, stai, o pui lângă cap și zici, no, gata, nu mai citesc, gata, e 4 dimineața, nu mai citesc, nu mai citesc, nu mai citesc, trebuie să dorm. Da? Și după 3 minute când îți curge bucuria aia prin vene că ai găsit o carte așa de faină, aprinzi iară Vioza și zici, nu mă un capitol mai citesc, nu mă un capitol. Mă, și ajung la capitolul despre Paris. Acum, s-o mira mulți când am făcut pe Transilvania Live emisiune despre Paris și am zis, asemănarea între Paris și nevasta mea, amândouă mă enervau la început. Acum le iubesc pe amândouă. Da? Dar știi că există un sindrom Paris, este o boală, zice Ben Wilson. În 2006, cei de la BBC vorbeau despre sindromul Paris. De ce? Mă, în fiecare an, cel puțin 10
turiști japonezi trebuiau să fie evacuați cu salvările, cu girofarul, cu nini, din Paris. De ce? La Paris merg ca la pomul lăudat. Așa mergeau și japonezii. Doamne, mă duc la Paris, o să mă umplu de lumină orașul luminilor, orașul dragostei, oraș. Bă, și când ajungeai acolo, apoi în metrou nu prea miroase decât la canal. Nu-i foarte curat. Dacă ajungi prin, știi, în josul catedralei Sacré-Cœur, acolo începe Marcheu Pius, mi-e place Marcheu Pius, piața Purecelui, flomartul lor, da? Nu e un cartier în care să te simți în siguranță. Și încet, încet s-a dezvoltat acest sindrom Paris, un sindrom al dezamăgitului, da? Care ajunge în Paris cu sufletul plin de iubire, de lumină, și primește un... Da? Și atunci, pur și simplu, intră în depresia aia estivală, depresia, păi, ăsta e Parisul. Pentru asta am plătit eu bilet de nu știu câte mii de kilometri. Este și la pagina 266 din câte, eu acolo am rămas, azi dimineață n-am mai putut. Da? Și l-am zis încă unul, da? Așa, este, uite, și Freud zicea în 1885, într-o scrisoare, tot așa, el a mers la Paris, doamne, mă duc în orașul luminii și fleașcă, da? Parisul fusese timp de mulți ani țelul năzuințelor mele, iar fericirea pe care am simțit-o când am pus piciorul prima oară pe caldarâmul său, am socotit-o o garanție că voi ajunge să-mi îndeplinesc șanse alte dorințe. Entuziasmul s-a stins curând, în prima zi petrecută în oraș, cu greu s-a putut opri să nu plângă pe străzi, atât de decepționat și de izolat se simțea. Da, în zilele noastre, 18 milioane de oameni din toată lumea vizitează Parisul. În fiecare an, 17 miliarde de dolari la economia Parisului, da? Și ajută 18% din populația Parisului să-și păstreze locurile de muncă. Numai Bangkok cu 21 de milioane și Londra cu 20 au mai mulți vizitatori internaționali. În orice moment pot exista 50.000 de turiști străini pe bulevardele pariziene. Chiar și înainte să apară turismul de masă, în 1860 Parisul primea anual 100.000 de vizitatori. În opereta lui Offenbach, La vie parisienne, corul se compune din turiști, vom da năvală în orașul suveran, în orașul plăcerii. Știi? Acum fiecare după așteptări. Ăsta a fost primul cadou pe care mi l-a adus moșul, sau moșa, da? Că am înțeles că fiică mea a vorbit cu moșul, știi, lui tata îi plac chestiile astea, hai să mă duc să spune moșule de un s-o cumpăr. Este o carte esențială pentru... Cum să zic, nu neapărat pentru cultură. Că lumea când vorbește de cultură o dă așa cumva la o parte. Pentru împlinirea ta ca animal cultural. Știi? Adică plăcerea aia cunoașterii, plăcerea aia a nopții în care nu mai poți să lași genele jos, zici numai un pic să ațipesc un minut și te trezești repede, nu cumva să pierzi următorul capitol. Vezi, asta e o carte foarte faină, musai să o citești. Și al doilea cadou pe care l-am primit, musai să îl vezi, Viflaimi. I-am filmat cu gândul că o să vii arăși și vouă. V-am salutat, vă las să vedeți Viflaimi. Așa cum sunt ei în feleac, n-am avut foarte mulți colindători, ploaie, chestii. Eu că mă uit că pe nu știu unde e zonă galbenă sau e cod galben de ninsor sau cod portocaliu, înși vine să iau mașina acolo să mă duc să mă tăvălesc în zăpadă. V-am pupat, vă las cu Viflaimi din feleac. Zi faină, sănătate! La dumneavoastră îți facem o pomenire de al lui Iisus Hristos venire. Viva la surbi, laim, veniți voi ca să-l vedeți, ca astăzi nouă s-a născut Domnul cel fără de început. Au prorocit că se va naște Mesii din sămânța lui Iosif și din roada lui Adam, mântuirea lui Avram. Trei crai ai pământului, închinarea lui, aducându-i lui daruri, auzi.
și tămâi și mai multe bucurii de pomenire să fie. Fraților, de unde veniți? Pe unde călătoriți? De voi cine atribați și pe cine căutați? Noi, frate, am venit tocmai de la rătărit și am venit să-l căutăm pe un tân împărat care să ne închină frumos de alții dăm. Mă mint cu mai cuvânt, despre care împărat? Ce împărat poate să fie peste aia împărăție? Ca asta nu poate să fie numai decât viclenie, că și sunt împărat mare și tare și întâmplușesc tare. Împăratul ca să-i împărătești, dar știi despre un tânăr împărat, dacă aș fi mai bine, n-am umblat întrebând de tine și am umblat întrebând de domnul domnilor și de împăratul împăraților, din care prorocea prorocit, costea se va scula și pe toți va zbuciuma, făcând pulbere și praf peste dealul lui Novac. Asta este acea frumoasă care am văzut-o la răsărit și după ea am venit, cunoscând-o ca folos ca fiind steaua lui Hristos. Până aici ne-a dus și aici s-a ascuns. Dacă se scravești, scumpe nu-i bănuiți. De vreme față știi noi putem citei crai călători, eu altul în valdă, dar mergem și cu Gaspar. Lui Hristos îi dăm în dar aur, smirnă și tămâi și mai multe bucurii. Ce bine ce voi face, strângeți-vă pe toți în pace și pe toți v-ați întreba, știți voi despre asta orba? Dar 20, ce mai știți despre tale porucii? Mie parcă-mi vine minte niște proroci în cuvinte, că eu știu foaia și locul, cum spunea, voleam prorocul Amin. Eu ție-ți poruncesc ca în toate timpurile să privești, nicio glumă nu se face cu atâtea mari păcate. Eu dau poruncă să se taie toți pruncii de la 2 ani jos, împreună cu Hristos vom lăsa mila și geaia și vom tăia și pe acelea. Da, cum se spune, lăsa, nu faceți așa. Eu dau ordine și gândesc, faceți, mă poruncesc. Iubiți crai, nu zăboviși, de grabă să porniți în orașul Jodobesc, unde Viflai numesc, acolo s-a născut Mesia, precum spune prorocia. Pruncul mic și înfășat în iezle, pe fund culcat, plângea negeta pentru a da păcat. O, Iroade, împărate, să trăiești cu sănătate, noi acum zăbovim, a merge calea, nu știm, noi te rugăm să ne dai doi trilogofezi, tu calea să ne o arești. Eu calea v-aș arăta, știți voi despre asta orba, merge numai și întrebați, eu dau ordine să cercetați. Veți vedea că merge bine, să veni și pe la mine, că sunt gata ca să vin și calul să mă închid. Vom veni, pot ajuta. Le putem asigura. Poate de nu vom uita. Cred că de mine joc îl bate, pe la mine nu se bate. Tăiere, tăiere, groaznică tăiere. Da, să nu fie tăiere, să fie numai părere. Vreau de la tine a ști cine te numește a fi, ca să știu mai întărit despre cele ce ai grăit. Eu sunt îngerul Serafim, sunt trimis din Viflaim, îngerul mare și sfânt, eu de aceea sunt trimis să vă spun acum vouă despre acea minune nouă. O, Doamne, împărate sfinte, primește-o șa noastră cinste, te rugăm ca s-o primești, de la noi lumești, noi am cetit, că ni scrie nouă într-una astronomie, noi ție să ne închinăm, frumoase dar să dăm. Bate mă numesc eu, au dăruiești. Petor mă numesc, să mă e dăruiești. Al meu nume-i Gaspar, mine aduc în dar. Acest praznic lumina, noi cu drag l-am așteptat, să auzim îngerii în cer cântând și creai călătorind, păstorii cu veste bună, cu tot neamul împreună, să aveți zile senine, să le petreceți cu bine, să aveți folos de nașterea lui Iisus Hristos. Mulțumim tare mult!